Hei! S-au primit cadouri în casă, Diana cu Dani pentru ziua de cuplu. Au primit și Antonio și Maria, au citit scrisorile, erau încântați, foarte încântați de scrisori. Sper din suflet să le ridice moralul pentru că urmează capriciile. Și ați văzut cum s-a pus problema, acum că Maria nu a vrut să participe la ziua lui Andrei de fițoasă, ci... Deși Maria a spus că ea atunci când vorbea cu Antonio, ea repeta de mai multe ori că nu are nicio legătură cu Andrei, că nu despre Andrei este vorba, doar că nu se simte confortabil, având în vedere că știți ce se întâmplă la capricii, da? Și toată lumea era cumva focusată către ei. Ei, după ce au ieșit de la capricii, nici măcar nu și-au vorbit, pentru că ați văzut că nu se mai țineau de mână, deci erau altceva decât cum am văzut, dar nu mai contează. Important este ca să treacă și peste această ediție. Eu n-am înțeles iar de ce au fost invitați. Toată emisiunea au stat acolo, cât în spate, când în față, deși n-au scos un cuvânt, deci n-aveau de ce să fie invitați, ei totuși erau moți în platou. Asta nu am înțeles-o, dar sper să nu se întâmple și astăzi așa și cumva să mai respire și ei, că până la urmă despre asta este vorba. Nu știu dacă am să mă uit, depinde de invitații, pentru că am ajuns așa, nu știu, să am... Ieri m-a deranjat rău de tot. N-ai cum să faci din agresor victimă și să mai dai să și trosnească, pe bune acum.